Mielușa de aur. A fost odată un negustor cu trei fete frumoase pe care le iubea mai mult decât orice pe lumea asta. Mergând el odată cu corăbile în Indii pentru a duce și a aduce marfă, le întrebă pe fete ce ar dori fiecare să-i aducă în dar. Mie să-mi aduce rochii scumpe din India, îi spuse cea mai mare, iar mie cercei și coliere din pietre prețioase, îi ceru fata mijlocie. Eu nu vreau decât nuielușa cea de aur, tată, îi spuse și cea mică. Apoi îl atenționară toate că de nu le va îndeplini cererile, corăbile nu-i se vor urni din loc. Ajuns în Indii, făcu negoț după obicei, iar apoi cumpără rochii pentru fica cea mare și bijuterii pentru cea mijlocie. Uită însă de cea mică și când fu să ridice ancora, observă că nici vorbă să se urnească din loc. Stătu omul nostru supărat când își aduse aminte de cererea mezinei și porni spre oraș întrebând pe toată lumea unde ar putea găsi nuielușa cea de aur. Fu îndrumat spre palat, iar sfetnicii îi spuseră că nuielușa cea de aur era porecla prințului. Omul se înfățișă înaintea lui și îi spuse de cererea fiicei sale. Atunci prințul îl duse într-o încăpere plină cu tablouri ale unor fete minunate și îl întrebă dacă fiica lui e la fel de frumoasă ori ba. Când negustorul îi spuse că este de 1000 de ori mai frumoasă, prințul îl duse într-o cameră cu un singur portret și omul observă cu mirare că se afla în fața portretului fiicei sale. Prințul o visase nopți la rând și o pictase așa cum și-o amintea din vis. A mers atunci prințul la lasa inimii sale și a luat-o în căsătorie, trăind fericiți până la adânci bătrâneți.